Băiatul meu, rezumatul episodului 11. Viața lui Hasan depinde de decizia lui Ali Kemal. Ali Kemal nu-și poate lăsa fratele să moară. Îl duce în ultima clipă la casa vie. În timp ce Hasan se trezește și se ridică, are loc o mare confruntare între tată și soră. Deși Asie încearcă să intervină între fiii ei și să ajungă la un compromis, ea nu reușește. Ambii au o decizie clară în privința lui Efe. În timp ce Fehrat și Kadir sunt și mai înfuriați pe împușcarea lui Hasan, intrarea lui Hasan în conac pentru a-l vedea pe Efe, dându-i mâna de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat, începe să zdruncine încrederea celor doi în Hasan. Gloarea lui Hasan pe Zeynep sub protecția sa alimentează și mai mult această situație, în timp ce duoul a decis să-l răzbune pe Yavuz față să știe de Hasan. Hasan a fost invitat la conac de ziua fiului său. Aka, neștind jocul jucat de Ali Kemal, vine la ziua de naștere a lui Efe, gândindu-se că sentimentele dintre el și Hasan se vor îmbunătăți, chiar dacă puțin. Locația sărbătorii s-a schimbat în ultimul moment. În timp ce Asie și Aka cred că Hasan este conștient de această situație, Hasan vine la conac cu un cadou în mână. Asie și Aka sunt devastate când află că Ali Kemal îl joacă un truc lui Hasan, care își dă seama că a fost păcălit, vine la locație cu ajutorul lui Zeynep. Furia lui Hasan din ultimul moment strică cea mai fericită zi a lui Efe, în timp ce răpirea lui Murat de către Kardis dă totul peste cap. Hasan trebuie acum să ia o decizie. Își va safla fratele Murat sau Kadir și Ferhat, pe care îi numește fratele meu. Decizia lui Hasan va face ca cărțile să fie redistribuite pentru familia Karasu și Aka.